Astăzi, în Biserica Ortodoxă, a fost cinstit Sfântul Iustin Martirul și filozoful, ocrotitorul ceresc al preasfințitului Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, precum și Ziua Internațională a Copilului. Cu acest prilej, peste 400 de copii din Maramureș și Satu Mare au fost astăzi prezenți la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare, pentru a lua parte atât la slujbă, cât și la activitățile pregătite pentru cei mici. Un eveniment care deja a devenit o tradiție, ca în data de 1 iunie, când este prăznuit Sfântul Iustin, martirul și filozoful, ocrotitorul duhovnicesc al părintelui nostru episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului, cu binecuvântarea căruia se desfășoară acest eveniment și totodată la inițiativa preasfinției sale. Un eveniment care adună peste 400 de tineri din cele două județe, Maramureș și Satu Mare, în cadrul asociațiilor tinerilor ortodoși de pe lângă cele 8 protopopiate ale episcopiei. Prezenți la eveniment au fost și reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarm Maramureș, care le-au arătat copiilor dotările instituțiilor. Cei mici au avut ocazia de a urca pe un ATV și au făcut cunoștință cu câinii de serviciu Ibei și Adam, care au fost pregătiți de joacă pentru cei mici. Cu acest prilej, suntem prezenți astăzi în curtea Catedralei Episcopale Sfânta Treime din Baia Mare la activitatea dedicată Zilei Internaționale a Copilului, organizată de către Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, împreună cu prietenii noștri, patrupezi, câinii de serviciu Ibei și Adam, care sunt pregătiți de joacă pentru cei mici. De asemenea, jandarmii prezintă copiilor diverse sfaturi când este necesar și în ce situații cei mici trebuie să solicite ajutorul jandarmilor, fiind încurajați să se comporte civilizat atât în familie, la școală, cât și în societate. Totodată a fost prezentată dotarea specifică jandarmilor, folosită atât în domeniul ordinii publice, cât și în misiunile din domeniul montan. Pe lângă jandarmi, la eveniment au fost prezenți și reprezentanța Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș, precum și din partea Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș.